Consiliul Superior al Magistraturii anunță concurs pentru suplinirea prin transfer temporar a 12 funcții vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Instituția a luat decizia la ședința din această dimineață, iar motivul invocat este în scopul asigurării bunei funcționări a CSJ și a examinării cauzelor în termeni rezonabili. Se întâmplă după ce în lunile februarie și martie mai mulți judecători ai acestei instanțe au demisionat, iar acum din 33 de funcții sunt ocupate doar 5. Candidații la funcția de judecător la CSJ trebuie să îndeplinească un șir de condiții. Printre cele de eligibilitate, pretendenții trebuie să aibă 8 ani lucrați în calitate de magistrat, o reputație ireproșabilă, lipsa sancțiunilor disciplinare în ultimii 2 ani și posedarea calităților și abilităților profesionale necesare pentru exercitarea funcției de judecător al CSJ. Conform hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii din 15 ianuarie 2019, Curții Supreme de Justiție i-au fost atribuite 33 de funcții, posturi de judecători, iar în prezent activează 5 judecători. În aceste circunstanțe, în scopul asigurării bunei funcționări a Curții Supreme de Justiție și a examinării cauzelor în termen rezonabil, plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună transferarea temporară a unor judecători la Curtea Supremă de Justiție în baza unui concurs public. Președintele interimar al CSM, Nina Cernat, a anunțat că cererile de participare la concurs, ce se va desfășura între 3 și 4 mai, urmează să fie depuse în termen de 10 zile de la data adoptării hotărârii. Dosarele candidaților vor conține cererea de participare, CV-ul și o scrisoare de motivare. Deci ședința Comisiei Situații Excepționale, din câte vedem, urmează să aibă loc săptămâna aceasta. Pe ordine de zi ar putea fi și subiecte ce ține de situația din justiție, vom vedea care va fi soluția, dar vreau să subliniez faptul că astăzi, în ședință, Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentru suplinire prin transfer temporar a funcțiilor vacante, în număr de 12 judecători. Prin urmare, consider că aceasta este calea care ar debloca situația de la Curtea Supremă de Justiție, astfel încât să fie formate completele de judecători care să examineze restanțele care sunt înregistrate la aceste instituții. Amintim că Alexandru Postica a anunțat că va solicita Comisiei pentru Situații Excepționale să-și revadă decizia de a-i obliga pe judecătorii CSJ care și-au dat demisia să rămână în funcție încă 30 de zile. Postica spunea că examinarea în continuare de către aceștia a cauzelor civile și penale ar putea fi o încălcare din perspectiva articolului 6 din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, în care se precizează expres că orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public și într-un termen rezonabil a cauzei sale de către o instanță independentă și imparțială instituită de lege. Totodată, spunea Postica, puterea executivă nu este în drept să constituie complete de judecată. Într-o declarație comună, 10 ONG-uri constatau o situație foarte tensionată în sectorul justiției, cauzată de un șir de factori ce vin atât din interiorul sistemului judecătoresc, cât și din afara acestuia, dar și de decizia CSI prin care s-a dispus interzicerea demisiilor judecătorilor CSJ și suspendarea cererilor de plecare depuse de aceștia. Prin urmare, instituțiile recomandau publicarea tuturor circumstanțelor care au stat la baza hotărârii Comisiei pentru Situații Excepționale, asigurarea unui dialog inclusiv în vederea operaționalizării noii componențe a CSM și votarea candidaților eligibili. Autoritățile nu au reacționat deocamdată la declarația semnată de cele 10 ONG-uri, ca și la demersul lui Postica în adresa CSI. Guvernul și Ministerul Justiției nu reacționase pentru comentarii nici la apelurile și mesajele noastre. Publica TV distribuie însă o declarație a președintelui Comisiei Juridice a Parlamentului, Olesea Stamate, potrivit căreia unele drepturi nu sunt absolute în condiții de situație excepțională și că acesta este argumentul deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale de a suspenda procedurile de demisie a celor 7 judecători de la Curtea Supremă de Justiție. Potrivit Olesei Stamate, în acest fel poate fi evitat blocajul de la CSJ. Eu cred că noi suntem într-o situație excepțională, inclusiv în justiție, a spus deputatul PAS. Ministrul Justiției Veronica Mihailov-Moraru motiva decizia CSI prin necesitatea asigurării interesului public, accesului la justiție și continuării procesului de examinare a dosarelor prioritare, inclusiv a contestațiilor depuse împotriva Comisiei de Preveting. Președintele interimar al Curții Supreme de Justiție a declarat atunci pentru postul nostru de televiziune că nu comentează decizia autorităților.